Amin. Dragi părinți, iubiți frați, scumpe surori, stăriți să fie Domnul. Ne bucurăm mult pentru că ați putut să ajungeți până aici. V-a ajutat dragostea și mila lui Dumnezeu. Zilele acestea am plecat de acasă și toți sunam și întrebam dacă au venit români. Noi toți suntem români, dar ajutăm frații și ne uităm spre România când să veniți. Și vă mulțumim pentru dragostea mare care ați avut-o, pentru că le-ați lăsat toate în grija Domnului și ați venit ca să ne întâlnim, să ne putem bucura, iubiți frați, sfinte surori. Mă uitam acum peste această adunare și mă uitam de anii 90 până 90, 87, 88, 89 și în continuare câțiva ani, în exact așa era o pace peste adunările oastei Domnului. Cât de obosiți eram când mergeam la Peiuș, la Sibiu, poate câteva dormeam lângă o pădure, ne opream cu mașină, stăteam câteva ceasuri și grăbeam ca să mergem mai departe, să putem ajunge unde ne așteptau frații. Și acum v-am așteptat și veți fi așteptați totdeauna aici. Așa pace era și atunci. Liniște peste adunare. Toți așa stăteau și ascultau și primeau Cuvântul lui Dumnezeu. Și numai voi vă bucurați, să-i bucurați și eu întreg împreună cu noi. Și deoarece nu i-a plăcut vrăjmașul diavol, pentru că era prea frumos și a început ca să lovească fără milă, pentru că diavolul nu are milă. Dumnezeu spune că dacă îți dă câte o mielușă, îți dă cu milă. Dacă te mustră, te mustră cu milă. Pentru că asta este Dumnezeu, asta este din credință. Și apoi cum o mamă, îi dă-te o pată la copil, dar nu prea cât ar putea să-i dea de tare. Tot se oprește mâna când aproape să ajungă de copil. Asta și dragostea lui Dumnezeu o face totdeauna. Dumnezeu totdeauna ne cheamă, ne caută și cu milă și cu dragoste, ne mustră, ne cercetează, ne trimite încercări. Însă diavolul niciodată n-a avut și nu va avea milă, pentru că el s-a rupt de milă și a rămas doar numai în răutatea, numai urgia, pisma, dezbinarea. Asta este lucrarea diavolească. Și vedeți că Domnul a spus, stați și privegheați. Biserica a fost destul de lovită. Și mulți ani. Mi se părea parcă dacă mai exista câțiva ani, așa după cum a fost destul de greu și cât au suferit frații și preoți și călugări. Ne gândeam poate că nu mai era credință. Știți că a spus că pe ultimul popor vor spânzura în Kremlin și vor arăta la tot pământul că l-a spânzurat pe ultimul popor. Însă Tu, Doamne, ți-o plin de milă. Niciodată n-ai fost batjocorit și n-ai rămas batjocorit, ci au rămas de batjocură cei care de rușine, cei care au vrut ca să facă aceste lucruri. Și vedeți că Biserica lui Hristos mai departe înflorește, se bucură. Sfânta noastră credință ortodoxă, mare bucurie, iubiți creștini, se bucură de reînnoirea vieții creștine, de reîntoarcerea oamenilor la Dumnezeu și de vremurile acestea pline de binecuvântare, dar atât de periculoase care sunt pentru mântuirea omenirii. În toate felurile a lucrat Satana cu astea Domnului. Pe Osama i-a dezbinat, pe alții a depărtat, pe alții a dus în lume. Dar pe alții a făcut nepăsători așa precum eram cândva și cu jocul și cu petreceri și cu veții și cu curvii și cu biserica
Și parcă era bura cea, era frumos, așa am fost primit toate și ne bucuram că viața e frumoasă. Mă duc și la Dumnezeu și la diavolul și nu prea îi deosebeam unul de altul, pe Dumnezeu de diavol. Așa o moleșală a venit și acum și de multe ori ne înspăimântă lucrurile acestea când creștinii noștri și mai ales cei din oastea Domnului pot să rămână duminica, mai ales duminica, pentru că înainte se făceau adunări și peste săptămână. Dar mai ales duminica, să nu fim în biserică împreună și să nu fim la adunare împreună. Am multe duminici de când mustru și cer pentru asta, că nu-i mai văd pe mulți care au fost, s-au folosit de Dumnezeu și mai mult nu au nevoie de El. Dar Dumnezeu rămâne același. Dragostea așteaptă să ne întoarcem la El. Și vedeți că acest pericol și prăpăd care a venit și peste biserică și peste oastea Domnului, așa a fost vrăjmașul, diavolul de hâtru, de hoț, că a știut să aștepte și a știut să aștepte, are răbdare mare de aur, să știți. La persoane a pasat de 80 de ani și a așteptat până a aruncat într-un păcat oricare. N-a păcătuit la tinereț și a păcătuit la bătrâneț. Deci, ce așteptare are diavolul pentru ca să-l arunce pe om în păcat, să-l piardă, să-i piardă sufletul. Și de aceea noi n-am fost treji. N-am stat la strajă. Străjenii au dormit. Cândva ne-am mustrat mai pe noi, preoții și destul, purtam și noi o vină în fața lui Dumnezeu și a bisericii. Eram și noi nepăsători. Dar vedeți că n-ați stat nici voi la strajă, cu post, cu rugăciune, cu mărturisire, cu Sfânta Împărtășanie, cu Sfânta Biserică, legați, uniți, și diavolul a început ca să biruie, să rupă încet cu încet și mult, mult a biruit Satana, să știți. Mulți sunt, au rămas sate fără adunări, s-au dus mulți în prăpăd. Spunea fratele aici de Maica de la Catolici. Eu m-am gândit pentru ce fratele trei ani a spus așa. Pentru că au văzut că nu-i curată. Asta cum ar veni cineva dintr-o curvie și ar spune ce să fac. Uite, am aflat de oastea Domnului, vreau mai departe să curvesc. Sau vreau mai departe să bea. Deci dacă ea venea cu sufletul curat, persoana respectivă de care a spus, ea nu mai întreba unde să stau și dacă afla lumina adevărată. Ea venea și se prăbușea la picioarele lui Iisus cel răstignit și spunea, Iisuse, ce să fac cu mulțimea păcatelor mele? Nu ce să fac, unde să mă duc. Deci dacă ai aflat, aici lumina. Părintele Iosif Trifa, care l-avem și oastea Domnului și biserica, îl socoate ca un sfânt. Pentru că Dumnezeu nu lucrează prin oameni păcătoși ca mine. Noi suntem niște mărturisitori. Noi ne străduim să mărturisim ce a făcut Părintele Iosif, ce lucrare frumoasă a adus. Dar vedeți că el a fost un plin de darul Sfințenii care a putut să odihnească Duhul Sfânt. Ce vă gândiți că la mulți oameni a dat așa Dumnezeu? Se trima pe la un popor? A găsit cândva pe noi, se trima pe altcineva, a găsit. Și așa a cercetat Dumnezeu de una, a chemat Dumnezeu de una și... Dar vedeți că acești oameni, de ce s-o putem prinde darul Sfințenii? I-ar fi putut să facă ceea ce au făcut alții, dar n-au făcut. Aveau, adică, și o îndreptățire. Că erau și prigoniți, nu erau primiți nici de biserică, nu erau primiți nici de țară, erau urmăriți, erau vânduți. Și au avut statornicia, fraților, asta este Sfințenia. Au avut o statornicie sfântă. Și vedeți că Dumnezeu n-a trimis nicăieri în alt loc decât aici, la poporul ortodox. În credința drepăritoare. Nu pentru că Dumnezeu nu iubește pe alți oameni, alte națiuni sau... și alte confesiuni ar trebui să spun că iubește Dumnezeu. Dar nu iubește rătăcirea lor.
ca pe făptura lui Dumnezeu, El nu poate să ne iubească. Dumnezeu ne-a născut. Dumnezeu ne-a zidit. Și Dumnezeu iubește toată lumea. De aceea nici noi nu avem dreptul. Am spus odată că ca fel de credință nu am nicio părtășie cu nimeni. Se dau apă, se dau mâncare, se dau o haină, nu mai întreb pe om de ce credință e, de unde vine și unde merge. Dumnezeu te trimite ca să ajungi să faci ceva un bine. Dar când e vorba de credință, atunci nu am ce mă împărți cu nimeni, că eu sunt pe calea cea dreaptă. Și aceasta ne-a arătat-o Dumnezeu, a arătat-o prin Sfânta Sa Biserică, a arătat-o de 2000 de ani, nu de acum. Printre atâția sfinți care l-au mărturisit și l-au purtat pe Hristos și l-au dus la toată lumea. Vedeți, la toată lumea asta. Uitați-vă cât sunteți voi aici. La fiecare a venit Dumnezeu cu mila Lui. Și ne-a chemat, frații mei. De aceea trebuie ca să rămânem atât de treji, atât de culoare aminte, cu tremurători să stăm, să nu părăsim nimic din ceea ce am primit. Și de aceea, fratele Traian Dorzi a spus să se ducă acolo pentru că nu era inima curată. Dacă oamenii care se nasc din nou, ei vin și spune ce să fac, cum să-L împac pe Dumnezeu înapoi cu mine, că l-am fugărit din viața mea, cu păcatele mele. Ei aveau o mare răbdare. Dar cu învățătura ce facem, dragii mei? Dacă ne luăm după atâtea învățături, mi-a dus cineva din internet, a scos niște foi, uite ce predici au preoții voștri din oastea Domnului. Uite, citește și spune, ce răspund la asta? Uitați-vă ce se ocupă ei. Și am zis că eu știu o altă oastea Domnului, asta este oastea Domnului. Ați văzut o femeie îmbrăcată în pantaloni de la oastea Domnului aici? Ați văzut vreo soră cu capul gol venind aici? Asta este oastea Domnului. Când merg la mormântul fratelui Traian, la părintele Iosif, și vezi surori îmbrăcate în pantaloni, cu capul gol și râd și se gândesc, în loc să pleci cu lacrimi, să te cutremuri în locul unde ajungi și de viața care am trăit-o, de groaznică judecată lui Dumnezeu pe care ne așteaptă pe fiecare, frați și surori. De aici vedeți cum s-a prăbușit Satana. Și mai ales cu amestecul de ecumenism. Desigur, cu asta Domnul nu are ce, nu avem ce judeca biserica. Biserica nu poartă nicio vină. Ea e fără pată, fără zbârcitură. Oamenii se rătăcesc de la adevăr. Deci, și nu-i devină oastea Domnului cu nimic aici. Numai noi nu trebuie să luăm parte la ereziile despre care spuneam fratele Traian Dorzi. El niciodată n-a fost de acord cu alte învățături. Dacă a fost, a avut o legătură pentru vremurile care au fost, pentru, știți destul de bine istoria oasei Domnului, destul de grea și pătimitoare. Ca un ucenic. Dar El a spus, nimeni să nu vie să vorbească la noi și noi să nu mergem la ei să vorbim. De ce a spus aceasta? Că aș fi fost de acord cu toate. Așa trebuia să păzim și noi. Și deodată nu ne risipeau vrăjmașul. Dar eu am spus odată și cineva m-a judecat că mai degrabă să mor în păcate decât să mor un om rătăcit. Să blastăm pe Maica Domnului, Sfintele Icoane, Sfânta Cruce, mai degrabă să mor cel mai mare păcătos în lumea asta. Dar să n-ajung să-L blastăm pe Dumnezeu. Asta este cel mai groaznic lucru. Orice păcătos este o neputință omenească. Dar când oamenii se pornesc, eu am umblat la adunările sectare. Eu știu ce pâine amară au și ce zâmbet și ret și vicleam. Și cum se luptă până atrag și după ce te dau acolo. Și atâția tineri care din alte secte au tărit surori, au tărit fete de la ortodox și de aici, din biserica noastră, și te duceau să te botezau și nu le mai luau. Deci, cu așa înșelăciune, într-una lucra vrăjmașul, diavol, ca să risipească aici. Vedeți, care biserică este lovită astăzi? Decât ortodoxia.
jurnaliști, televiziune. Nicăieri nu lovesc așa ca în Ortodoxie. Ați auzit, a venit Patriarhul Alexei, Patriarhul Kiril de la Moscova și o netrebnică de femeie s-a dezbrăcat, pelea goală în fața lui și a început să strige și a vrut să-i zbească la capul lui. La ce stare s-a ajuns astăzi, fraților? Cum lovesc? Și el nici n-a amintit, nici n-a spus nimic. Desigur, destul de greu când vine un patriarh. La ce stare s-a ajuns astăzi? Și uitam și astăzi la slujbă. De asta, slavă Domnului, că a venit această trezire. De aceea spun și preoților tuturora, îmbrățișați cu dragoste oastea Domnului. Și nu va avea nici sefte, nu va avea nimic, dar să-i îmbrățișăm și să-i primim cu brațele largi în bisericile noastre. Să ne fugărim prin casă și apoi să judecăm pe sefte, ci să-i primim cu brațele deschise și să nu luptăm împotriva lor. Când trebuie să fie o adunare, trebuie să facem vecerie, ca să putem dezbate de la adunările lor. Acestea sunt adunările Domnului. Și vai de cei care se pornesc spre cei mai mici ale Hristos, se bazucărească, se fugărească. E destul de greu, sunt vremurile cele mai grele, dragii mei. Cineva a venit și a întrebat, anul acesta va mai fi adunarea anuală? Eu am spus că ea veșnică va fi. Eu nu o dată în an. Eu am spus la toate adunările unde nu se face adunări în fiecare duminică, să nu ne cheme nimeni la adunările anuale. Că cei batjocură din Dumnezeu. Un an să umblăm pe drumurile noastre și odată în an ne adunăm pentru fățărnicie, să ne arătăm că ne adunăm la adunările oastre Domnului. Oastea Domnului este aceasta într-una să căutăm pe Dumnezeu, să-L urmăm pe Dumnezeu. Nu mai aduceți tu focul peste un an, dacă s-a stins. Am ascultat o poezie de-a unei surori și a spus că din scânteile din jar care au mai rămas, iarăși s-a prins, pentru că păcatul omoară. Și omoară și a omorât toată lumea. Și asta vă spuneam acolo la Kiev, a văzut femei atât de dezbrăcate, chiar dacă aveau batistă pe cap, dar groaznic, să vii în fața lui Hristos, să vii în felul acesta. Și asta, Domnul, vedeți cum a venit fratele Traian și a spus, a învățat, însă noi nu prea am ascultat că mi s-a părut că e prea greu ca să asculți ce spune Domnul. Și ne bucurăm, dragii și iubiții Domnului, ne bucurăm pentru vremurile acestea, Doamne, dar aprinde din nou, aprinde din nou, Doamne, focul dragostei din tâi și a vieții curate și stânge orice rătăcire din mijlocul fraților. Mă întrebați de ce nu mă duc. Eu totdeauna sunt cu voi. De multe ori mă culc cu voi, mă scol cu voi, mănânc cu voi și mă rog cu voi. Gândul întuna mi la voi. Inima întuna mi la voi. Dar mi-e greu și am așteptat să se butolească. Să se butolească toate gălăgiile. Dar mai greu merge. Unii vrem să folosim oastea Domnului, să o manipulăm cum vrem noi. Să o folosim unde ne place nouă. Să ne arătăm cu oastea Domnului. Dar ce sunt niște copii nevinovați, care toată viața au plâns și l-au așteptat pe Domnul. Și mare păcat au și preoții acei care își bat joc așa în felul ăsta și cei care rătăcesc și cei care lovesc și greu va fi și de voi. Dar nu ne spământă nimic. Vedeți cum aici destul de frumos, destul de frumos, iubiți credincioși, vedeți cum este, cum ne-ați găsit de una așa și acum ne-ați găsit. N-am învățat altfel, poate că n-am trăit ca altă dată dragostea desăvârșită pe care o aveam. Noi toți ne-am răcit. Și spune acolo că v-ați gândit că Domnul întârzie. El nu întârzie. El este îndelung răbdător. Și poate mai este cineva din casa noastră care nu s-a întors la Domnul. Poate mai sunt copiii noștri
cu care am lăsat atât de destrăbălat să mă arde pe drumurile mele. Și Dumnezeu pentru ei mai îngăduie, sau și pentru mine, că nu suntem așa cum trebuie să fim. Toată viața este o luptă. De multe ori mă gândesc la Evanghelia fariseului și a vameșului. Că Dumnezeu s-a uitat spre omul acela care era păcătos și rău. Și poate s-a întors înapoi de unde a venit, eu nu știu. Dar omul acesta care se lăuda că e drept, n-a spus nimic despre el. Și mai bine s-a întors la cea din biserică, care nici ochii nu putea să ridice spre cer. Și spunea, Dumnezeule, milostiv mie păcătosului. Asta este ortodoxia adevărată. Asta este oastea Domnului adevărată, care toată viața își plânge păcatul. Chiar dacă nu mai păcătuiești, nu mai faci rele, nu mai faci păcate, e tare bine. Dar nu uita să-ți plângi toată viața ta. Viața, vina ta, plânge pentru copiii tăi, pentru lumea asta. Și mai bine te întorci când, dacă vii și ai spus Domnului că, uite, nu beau, nu fumez, uite, nu fac ceea și cealaltă, uite, postez două ori pe săptămână. Și Dumnezeu n-a părvit pe tine. Deci, în multe ori mă uit la alte culte care spun cu îndrăzneală, noi suntem mântuiți. Așa o umblam eu înainte la adunările sectare, de copil, când eram copil, că nu știam adevărul, căutam, dar era dor de Dumnezeu. Până acum aș tot mi-e dor într-una. Și de zice trece, chiar dacă mai mă îngrășesc, dar dorul mai tare mi-am de după cer și după Dumnezeu și după veșnicie. Dar totdeauna îi spun, Doamne, dacă te vei îndura și vei da și mie, până la urmă, să mă iei împreună cu voi, ca să fiu împreună acolo, sus în cer. Cât tare e greu fără Dumnezeu și în viața asta, și tare e greu fără Dumnezeu. Și nu se poate spus în cuvinte cât e greu să rămâi veșnic fără Dumnezeu. De aceea, străduiți-vă. Și am spus și voi spune totdeauna oastea Domnului, a fost ca un înger trimis în biserica noastră ortodoxă, frați creștini, ca un înger a fost trimis să strige cu glasul curat înapoi la Hristos, scoală-te de cel ce dor. Asta a făcut, n-a făcut nimic și să știe toată lumea voastră, Domnul nu este o sectă. Dacă sunteți prima dată aici, ea ne cheamă, dar ne cheamă la o viață nouă. Și nu ne cheamă oasă Domnului de acum, ci ne cheamă toate viacurile care au trecut Hristos prin toți Sfinții, prin care i-a avut și i-a trimis la neamul acesta. Toți au spus despre ceea ce spun, după cum spuneam odată, a scris Sfântul Serafim de Sarov o carte Duhul Sfânt și a scris și Părintele Iosif Triva o carte Duhul Sfânt. Și când o citești, una și aceeași aproape că este scris. Pentru că Duhul Dumnezeu era acela. Dumnezeu le spunea, uite tu scrie, uite tu spune, uite tu du-te. Și ei mergeau, ei ascultau. Noi nu ascultăm astăzi. Noi nu ascultăm. Dacă am ascultat, tare bine am face. N-ar mai fi greu, n-ar mai fi rătăcire, n-ar mai fi atâta dezbinare. Nici între noi, nici în biserică. Am fi toți una. Dar pentru că căutăm cu totul altceva. Frați creștini, în afară de credința ortodoxă, nu-i mântuire nicăieri. Și o spun cu toată răspunderea în fața lui Dumnezeu și în fața cerului. Dacă spunem că este o altă credință dreaptă, poate Dumnezeu avea ajutor? Are nevoie Dumnezeu de ajutor? Sau are Dumnezeu cuvântul scris purgător în Sfânta Biblie? Atunci unii vă duceți în rai, în iad, dar de purgător n-a mai spus nimic cuvântul Dumnezeu. Stânga și dreapta, duceți-vă sau veniți. Aici este purgătorul. Omul că trăiește pe pământ trebuie să spere de ce a greșit în viață. Baia lacrimilor, a pocăinței, a părerii de rău și într-una de a fi legat cu Dumnezeu și cu cerul. Dar nu avem ce face pentru că trebuie să plângem pentru frate. Spunea fratele aici că nu avem voie să judecăm.
Să nu vorbești pe nimeni de rău. E mare dar de la Dumnezeu. Și nu trebuie să o facem. Noi avem dreptul mai să ne rugăm pentru toată lumea. De judecat are cine judecă. Fără noi. El este judecătorul cel drept. Fratele a spus, poate mai țărănește, că a prins hoțul. Așa este. Emoții fură mai cadă. Nu din viații tări în rai, ci cu rugăciunile ei de mamă spre fiul. Iartă, că ea știe cât de greu este pe acest pământ, câte ispite sunt. Știe prin ce trec copiii noștri, prin ce ispite. Când e de greu ca să-i ținem lângă Hristos și să-i ținem așa cum îi vrea Hristos, nu cum îi vrea lumea sau în felul lumii. Că așa îl vrea un Hristos, lumea asta de astăzi. Să umple dezbrăcat, să umple fiecare cum vrea, ca Dumnezeu să nu aibă nimic cu dânși. Eu vă doresc să aveți o trezvie și o judecată dreaptă. Astăzi e cel mai bun și cel mai drept în viața noastră, dragii mei. Și spuneți tuturor fraților din noastră, Domnului, că eu nu v-am părăsit. Și nici mă rog lui Dumnezeu să nu părăsesc niciodată această lucrare frumoasă. Vedeți, poate dacă nu era lucrarea voastră, Domnului, nu mă pune atât de mult la lucru să muncesc. Știți că a fost frumos, că toate sunt frumoase în jur. Dar voastră, Domnului, m-a pus la muncă. Nu m-a lăsat să stau. Toate se fac pe voia lui Dumnezeu. Și El ne-a trimis la muncă. Și nu trebuie atât să spunem. Da, Doamne, spune că rugul Tău este gata să împlinească. Și atunci se bucură. Așa cum mai spune, dragul mamă, du-și adu căldare de apă. Da, mama, puși, fug, gata, vin înapoi. Dar dacă spun că nu vreau, sau nu mă duc, sau nu pot, Dumnezeu de ascultare și de la noi. Dar atâta spuneți, fraților, vreau să-i știu. În învățătura cea de întâi a Sfinților, părinților noștri, a Bisericii, a Părintelui Iosif, a fratelui Trăian și a altor mulți, mulți frați pe care nu mai sunt lângă noi. Le ducem dorul. Ducem mult dorul și lipsa de fratele Acobuță, de fratele Moise, de fratele Titus, de fratele Pânzaru, care tare mult ne-a întărit. Cu lacrimile lui, cu rugăciunile lui, fratele Aurică și mulți alți frați. Știu că de multe ori alții mai poți, mai cătrii s-au folosit de bunătatea lor, de smerenia lor. Ei vreau liniște, pace și mulți au folosit cu asta și au dus pe mulți în rătăcire și în pierzare. Așa vine diavolul, când viclean, când mișelește, când într-un fel, când alt fel. Pentru că spunea Sfântul Macarie că atâtea șușoare are, toate felul, dacă poate cu fel cu altul, mai să dezbine și să zdrobească. Deci vă spuneam că mulți ani au fost prigoane, dar n-au fost atât de periculoase ca acum. Loveau din afară biserica. Acum am intrat aici. Și v-am spus de multe ori, odată când citeam molitvile la Boian, era prin, nu mai știu, anul, parcă 93, poate 94, și diavolul dintr-o persoană striga, și las că vă arăt eu vouă de acum. Vă dau vouă oastea Domnului. Deci vedeți ce fac eu acum cu jucul vostru, acum am dat lovituri din afară, acum mă bag înăuntru vostru, să vedeți cum vă dezbine pe toți. Și am spus la România atunci, uitați cum a fost. Era o liniște, o pace atunci, și să cunoște cine încolo, cine încoace, fiecare își dore mântuirea, unii își vedea drumul său, dar atâta pace și aveam când mă duceam la mormântul părintele Iosif și la fratele Trăian, când ne venim acasă și zburau toți, cântând. Ne opream o leată, venim, ne opream iar să cântăm o cântare și iar să venim. Apoi când a dezvinat diavolul, veneam plângând și tare greu de suflet. Căci nu ne-a lăsat să fim una, să mergem împreună, să ne bucurăm împreună. Unii nu vreau cu Maica Domnului,
Alții nu vreau copii, alții nu vreau mărturisire, alții nu vreau împărtășania, alții nu mai vreau să asculte de biserică și ați mai rămas cei puțini care se spunea, dar să nu dați înapoi. Asta este, așa ne-a lăsat. Așa ne-a spus sora Florica, așa a spus tătuța, așa să rămâneți. Dar eu cred în cuvintele acestea. Eu cred. Pentru că n-a spus minciuni. A spus adevărul ce a spus fratele Traian înainte de a pleca la Domnul. Și așa să spui tuturora, Florica, că așa am fost și așa am murit. Și așa vrem să rămânem și noi și așa spui tuturor fraților. Chiar dacă spun că așa au rămas, dar foarte s-a amestecat lucrarea și nu mai se știe unde mărg și de unde vin mulți. Și acum nu. Să ne rugăm ca Dumnezeu, Domnul milii, a îndurării, a păcii, să trimată El mila cerească. Să ne putem mântuie. Vă lăsăm ca să luați masa, să vă odihniți. Noi vă iubim mult. Și toată nu vă ajunge cuvinte să-i mulțumesc Domnului că veniți. Asta ne-a făcut să ne întâlnim totdeauna, dragii mei. Întâlnirile cu alții, cântările, poeziile, predicele. Atât de doriți suntem, dar nu vă așteptăm o dată în an. Vă rugăm să veniți mai des, să ne întâlnim cât se mai poate. Nu știm ce va fi. Una știm că tare greu va fi. Să nu trădați nimeni. Chiar dacă să rămâne 1, 2 sau 3, Hristos va fi cu voi. Dar să nu părăsiți ceea ce ne-a lăsat biserica noastră. Nu părăsiți pe Maica Domnului, Sfânta Cruce și Legământul Sfânt. Nu luați legături cu duhuri străine. Așa ne-a spus și Biblia, așa ne-a spus Părintele Iosif, așa ne-a spus și fratele Traian Dorț. Să nu aveți nicio legătură cu cei care sunt străini de învățătura bisericii și a oasei Domnului. Că nu e o altă învățătură. Oastea Domnului este tot ceea ce a spus Biserica și spune Ortodoxia. Adică vorbesc de oastea Domnului care a rămas neclintită, netrădând, pentru că această vânzare astăzi e cea mai grea. Cum spunea când au dat cântarea, că nu vrăjmașii, ci frații care i-au ținut la sân. Fratele Traian Betul nu știa, sau dacă știa, el avea destul de smerenie și stacă. Cum era vândut de frați și dat la poliție și se vindeau toți, vorbeau, dar tu nu știi unde trebuie să mergem noi, tu nu știi unde trebuie să fim. Dar erau cei care erau de oameni de dânsul și ei stăteau la poliție și spuneau tot ce a vorbit, unde a fost și de asta știa și a răbdat, a suferit mult. Dar pentru aceasta a rămas credința curată. Pentru că a suferit. Prin suferință se mărturisește credința adevărată. Dumnezeu să ajute la toți cei care ați venit. Mâine dimineață, în jur de ora 9, vom începe Sfânta Liturghie și după Liturghie vom trece de nou aici jos, să vă împărțăm mâncare așa jos. Vom lua puțin mâncare și vom continua adunarea și vă rog să nu vă grăbiți și să veniți toți. Să veniți cât mai este puțin timp. Dragii mei, noi nu le cunoaștem pe toate și eu nici nu vreau să vorbesc. Eu nu vreau să vorbesc despre Anticrist, nu vreau să vorbesc despre alte lucruri. Eu vreau doar să vorbesc mai de Iisus, de dragostea Lui și El niciodată nu va lăsa. Că mulți au luat o razna și cu Anticrist, că au început să prorocească înainte de vreme și în loc să credem de Iisus care ne-a răscumpărat, noi începem să vorbim de Anticrist. El vine, vedeți, lucrurile Lui o face. Tot ce scrie la Apocalipsă, tot ce scrie, El își face lucrarea de-a trecut. Frumos, toți cred și toți se vor da în ghearele Lui. Numai cei care vor avea pe Duhul Sfânt, vor avea o credință desfășurată, curată, clară, în care va trăi lumina adevărată, dragii mei. Aceea nu-i va rătăci vrăjmașul. Pentru că vor fi totdeauna cu Hristos și Dumnezeu îi va păzi. Și El a spus că eu voi fi cu voi în toate zilele vieții voastre, până la sfârșitul veacului. Amin. Vă doresc înger păzitor în noaptea aceasta. După o cântare, rugăm un frate să iei rugăciunea de mulțumire sau un părinte și apoi cu pace ne vom duce să luăm masa și să vă odihniți. Dar eu din suflet rămân mulțumitor lui Dumnezeu că El
v-a adus la noi. Tare mult face. Tare mult face venirea asta. Asta ne-a întărit totdeauna și asta ne va întări mai departe. Și vă rog pe toți să umblați la adunările oaste Domnului, dar să păstrați adunările curate, cum le-ați primit, și să nu primiți nici învățături care sunt rătăcite de la adevăr, nici pe cei care vin și spun că sunt îngeri. Noi toți suntem oameni păcătoși. Oastea Domnului niciodată n-a avut conducători pământești. Nici Părintele Iosif nu s-a, niciodată n-a spus că eu sunt stăpânul oastei Domnului. Iisus s-a răstignit. Aceasta a dorit-o. Nu vreau nimic altceva să știu între voi decât pe Iisus și acela răstignit. Nu pe Iosif Trifa, nu pe Traian Dors, ci pe Iisus și acela răstignit. Și așa lasă știi toată lumea acum. Pentru că asta Domnul a fost primită din cauza noastră multora. Pentru că n-am știut, ne-am uitat ca la un pericol, dar tocmai că aceasta era lumina care venea de la Hristos, dragii mei. Și mulțumim, Doamne, mulțumim, Doamne, pentru că atâția care erau veți în șanțuri, acum stau în adunări și laudă pe Dumnezeu, care atâtea familii putea să fie despărțite, atâția copii pe drumuri, atâta dureri și necazuri, vorbesc doar numai de viața asta pământească, cât ar fi putut suferi, dar numai ales de viața cea care ne așteaptă în prag, judecătorul să-l dăruiască sau să ne fugărească de acolo pentru veci de veci. Întorceți-vă înapoi la Hristos, veniți la Mântuitorul nostru, El pe toți iartă. Orice păcat, dacă cineva a greșit, a căzut, nu uitați că pentru aceasta a lăsat Dumnezeu mărturisirea. Au fost oameni sfinți, au fost oameni care l-au urmat pe Hristos și au căzut. Au fost mari sfinți al lui Dumnezeu. Voi totdeauna sunteți în pericol de cădere. Diavolul vrea ca să vă lovească. Și pentru aceasta Dumnezeu a pus într-una pocăință. Voi într-una trebuie să vă pocăiți. În toată ziua trebuie să vă pocăiți. În fiecare clipă să aduceți lacrimile pocăinței și să vă înmăiți mereu haina care este Hristos. Dumnezeu să vă ajute la toți și Maica Domnului să vă acopere cu mila ei. Noi vă iubim și iubim toată România și toată lumea. Dar lucrarea voastră, Domnului, o cuprindem cu două brațe deschise și rog pe toți preoții în toate bisericii, nu vă leneviți, dragii mei, că nu aveți cu cine veni la judecată la Hristos, credeți-mă. Și să credeți destul de bine, voi nu aveți cu cine veni la judecată. Că dacă plecăm cu poporul acesta care nu se pocăiește, nu se lasă de rele, nu se lasă de curvii, de jocuri, de fumat, de beții, de toate răutățile, vedeți cum am băinginit noi, nu avem cu cine veni la judecată. Hristos va cere din mâinile noastre sufletele întregii omenii. Noi trebuie să aducem curat ca pe niște copii lumea aceasta. Trebuie să o aducem prin rugăciune, prin întoarcere și prin propăduirea adevărată, dragii mei, că nu se poate desluji la doi domni, și lui Dumnezeu și lui Mamona. Și de aceea ne rămânem încredințați că Dumnezeu nu ne va lăsa nici când. Și am avut atâtea suflete scumpe și dragi care ați venit astăzi și am fost împreună și ne bucurăm mult. Mult ne bucurăm, căci iarăși suntem împreună. Și cred că sunt la frontieră să-mi pui cu toți soiile de acasă. Avem unde vă culca aici. În România sunt destui care se prodează mai departe, dar voi să rămâneți aici, să trăiți și colții ăștia de Bucovina care, să știți că duce mare lipsă. Mare lipsă ducem, așa precum pământul fără apă, așa ne avem nevoie de predicători. De surori care spun poezii. Eu cu acelea trăiesc, mă scol dimineața cu acele mă culc. Și mulțumesc la surori cât mai multe poezii, cât mai multe cântări și frază, cât mai multe predici. Că totuși să fac o piatră asta. Cât de tare n-ar fi, tot să fac mie inima asta împetrită. Și într-o zi va vărsa lacrimi și să mă întoarce la Hristos. Amin.